Jocul 2 cu Sibiu a fost la fel de tensionat ca și precedentul. În prima repriză, cele două echipe au alternat la conducere, iar la pauza mare, tabela arăta 34-33 pentru oaspeți. După revenirea de la vestiare, basketbaliștii pregătiți de Marcel Center s-au impus sub panou și au reușit să se distanțeze chiar și la 14 puncte. Din minutul 30, sibienii au dat semne de revenire, dar nu au reușit surpriza, chiar dacă Boris Lalovici s-a remarcat cu 25 de puncte reușite. Suntem abia la început, pentru noi ne propunem să câștigăm campionatul și este un start, după cum ai spus, perfect. Mergem la Sibiu să câștigăm un număr cât mai mic de meciuri, să încheiem seria, să putem să ne pregătim pentru partea următoare. În celelalte partide ale play-off-ului, Steaua și Dinamo sunt la egalitate 1-1, iar CSM Oradea și BC Mureș conduc cu 2-0 pe Phoenix Galați, respectiv Craiova.